Astăzi facem o rețetă super simplă, tare dragă mie, pentru că îmi plac foarte mult ciupercile și îmi place să le găsesc tot timpul tot felul de rețete, tot felul de combinații, tot felul de chestii de genul ăsta. Este un snack, o să-i spun așa, pe care puteți să-l mâncați la un film, nu știu, când stați degeaba, când vă e un pic foame, dar n-ați mâncat ceva, mâncare, ați mâncat treaba asta, hai să ne apucăm de treabă! Pentru această rețetă avem nevoie de ciuperci, eu o să folosesc ciuperci puțin mai mici, ouă, făină, pesmet, parmezan, cimbrișor, iaurt grecesc și mentă uscată. Primul lucru pe care îl fac este să pun sare și piper peste făină. Vreau să le fac ciupercilor o crustă super delicioasă, așa că o să aromatizez pesmetul cu parmezan și cu cimbrișor proaspăt. Fiind ciuperci pane, este același principiu ca la șnițele. Făină, ou, pesmet și, bineînțeles, prăjite în baie de ulei. Procedăm la fel, condimentăm cu sare și piper. Și acum începe joaca și să ne murdărim pe mâini. Dăm toate ciupercile prin făină prima dată, ou, și prin acest pesmet aromatizat cu parmezan și cimbrișor. Adevărul e că dacă aș avea un sfat pentru cei care nu știu să gătească, ar fi în felul următor. Puneți sare și prăjiți. N-are ce să nu-ți iasă, imposibil, chiar și ție, măi, prietenul meu imaginar. Este super rapidă. Poate să țină loc de pișnițel, bineînțeles, pentru cei care nu mănâncă carne. Singurul dezavantaj, să zic așa, la această rețetă ar fi că, na, faceți un pic de fum în casă că prăjiți, dar știți cum e, nu e mare sfârâial, adică e ok. Și acum vine partea mea semi-preferată, să le punem la prăjit. Partea preferată este în momentul în care le mănânc, bineînțeles. Nu le prăjim prea mult, doar cât să capete o culoare aurie frumoasă, pentru că oricum ciupercile se mănâncă și crude, deci n-ar fi o problemă și plus de asta, oricum vreau să rămână cât de cât crispy în interior, nu vreau să le înmoi de tot. Ce bine miroase aici în bucătărie, nu vă spun. S-au prăjit, nu le-am lăsat foarte mult, undeva la 2 minute, deci de asta v-am spus că este super rapidă această rețetă. Le scot pe un prosop de bucătărie ca să absorbă surplusul de ulei. Ca să le tai puțin prăjeala, să zic așa, faptul că sunt prăjite în ulei, o să fac un sos din iaurt grecesc cu mentă uscată. Punem puțină sare și mentă uscată, puteți să folosiți și proaspătă, fără niciun fel de problemă. O să echilibreze foarte bine acest preparat. Super delicios, foarte rapid, cu ingrediente puține. Ce poți să-ți dorești mai mult de atât? Așa că vă urez poftă bună! Nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canalul Bucătăraș!